Comercianții și târgoveții care desfășoară activități comerciale în piața agroalimentară din cartierul Georgenescu al municipiului Suceava, cunoscută sub denumirea populară de piața mică din oraș, urmează ca în cel mai scurt timp să se mute cu tarabele într-o nouă locație. Municipalitatea Sucebeană intenționează să închirieze un teren privat din apropierea pieței pe care să se desfășoare temporar activitățile comerciale pe durata lucrărilor de modernizare. Acestea nu ar trebui să se întindă pe o durată mai mare de 2 ani de zile, așa cum prevede contractul pentru care s-a înscris la licitație o asociere formată din trei firme. Mă bucur că s-a depus o ofertă, sperăm să fie și în ordine să fie eligibilă. Așa cum se știe, am prins o milion de lei suma pentru uh, din credit pentru acest an, spate demara lucrările, e foarte important să fie banii. Suntem în faza de negocierea a unui contract cu o firmă privată de lângă piața George Enescu. E o perioadă, noi punem 2 ani de zile, o să vedem, poate chiar mai repede, dar asta este, în așa fel încât putem face o amenajare temporară pentru desfășurarea activității cât de cât normale a piații George Enescu. Modernizarea pieței din Georgenescu include și realizarea unei parcări subterane care să beneficieze de 67 de locuri, chiar sub amplasamentul actualei piețe agroalimentare. Valoarea totală a proiectului se ridică la circa 10,3 milioane lei, finanțarea necesară fiind asigurată pentru ca lucrările să nu dureze. Modernizarea pieței mici din Suceava vine după ce municipalitatea a derulat proiecte asemănătoare în piața centrală din capitala județului și a celei din Burdujeni, doar că fără realizarea și de parcări subterane în zonă.